Bună seara, sunt Valeria Capra și vă prezint știrile Pro TV. Iată care sunt cele mai importante evenimente ale zilei. În contextul temperaturilor extreme, astăzi în Chișinău au fost instalate corturi anticaniculă, unde este distribuită apă potabilă și oferit un prim ajutor în caz de necesitate. Patru copii cu vârste între 12 și 15 ani au ajuns la spital după ce s-au intoxicat cu droguri la o terasă din capitală în după-amiaza zilei de ieri. Ministerul de Externe a emis alertă de călătorie pentru moldovenii care vor să meargă în vacanță în Turcia și Grecia, unde în ultimele zile s-au înregistrat 10 defocare de incendii de vegetație. Partidul de extremă dreaptă Adunarea Națională a câștigat primul tur al alegerilor legislative din Franța, în timp ce partidul centrist al lui Emmanuel Macron s-a clasat doar pe locul 3. Mes chers compatriotes, la démocratie a parlé et les Français ont placé le Rassemblement National et ses alliés en tête et ont pratiquement effacé le bloc macroniste. În contextul codului galben de caniculă, astăzi în capitală au fost instalate corturi unde oamenii pot bea un pahar cu apă rece, se pot odihni sau primi asistența medicală. Astăzi, la orele amiezii, temperaturile au trecut de 34 de grade și în timp ce unii țin cont de recomandările medicilor și evită să iasă din case, cei care muncesc în soare spun că nu au de ales, așa că echipați cu umbrele și apă, drumarii și vânzătorii din piețe înfruntă căldura. Îmbrăcați în echipamente de protecție sau la bustul gol, muncitorii de pe șantiere luptă cu soarele arzător cel puțin 8 ore pe zi. Cum vă răcoriți? Cu apă minerală, om. Și mai stăm mai la umbră și tot e perfect. Nijarcă, dar normal. Chiar dacă beau multă apă, canicula îi afectează și pe vânzătorii din piață, care stau de cu zori și până seara târziu la tarabe. Ce делать? Вода и чуть-чуть зонтик помогает, а так чего все нормально. Cu umbrela în cap și cu sticla cu apă și trecem cu bine. Normal, dar ce să facem? Muncim oameni de țări. Dar aici foarte multe copii cu umbrelă, dumneavoastră, fără nimic, cum vă răgoriți? Eu și umbrelă, dar azi n-am dov de ți-o luăm. În contextul codului galben de caniculă, autoritățile municipale au luat primele măsuri. Începând de astăzi, în toate sectoarele capitalei, au fost instalate corturi anticaniculă. Aici oamenii se pot apropia de la ora 11 până la ora 17 pentru a bea un pahar cu apă rece, să se odihnească sau să solicite asistență medicală. Așa, le-a de la 5-le din astea. 151.64. Это очень хорошая идея, потому что жарко и многие плохо себя могут чувствовать, поэтому очень благодарны, что такая организация. Я считаю, что это благородный поступок, что идут люди, иногда есть такое, да, как говорится, экстренная помощь, а здесь даже предлагают, говорит, до того, что будет, да, что того, что случится, но вода должна быть всегда с человеком. Potrivit meteorologilor, vremea caniculară se va menține și mâine cu maximă de plus 35 de grade. De miercuri însă temperaturile vor scădea ușor sub 30 de grade, iar ploile sunt așteptate în toată țara. În weekend însă din nou temperaturile vor ajunge plus 33 de grade. Potrivit Centrului Național de Asistență Medicală Prespitalicească, de la începutul lunii iunie au fost înregistrate 15 cazuri de insolație și 3 de sincope. E cald nu doar în Moldova. Ministerul de Externe a emis un avertisment pentru moldovenii care vor să meargă în Turcia și Grecia, unde în ultimele zile din cauza caniculei au izbucnit 10 defocare de incendii de vegetație. În acest context, cetățenii sunt sfătuiți să verifice condițiile meteo și eventualele atenționări emise de cele două țări înainte de a porni în vacanță, iar în cazul în care primesc alerte telefonice cu privire la izbucnirea unor incendii în zona în care se află, să urmeze instrucțiunile autorităților locale și ale reprezentanților unităților hoteliere. Totodată, oamenii sunt sfătuiți să rămână în contact permanent cu misiunile diplomatice ale țării noastre în Grecia și Turcia, iar pentru mai multe detalii pot consulta pagina Ministerului de Externe de la Chișinău. 5 moldoveni care aduceau prin contrabandă din Europa în Moldova mașini de lux, unele furate, au ajuns în vizorul poliției.
6 automobile au fost ridicate după 3 luni de documentare a schemei, iar una direct din vamă. Revenim cu detalii în jurnal. Vești bune pentru șoferii din capitală. Închiderea podului de pe strada Mihai Viteazu, la cărui prima porțiune urma să fie gata la sfârșitul lunii iunie, se amână, se întâmplă din motiv că autoritățile municipale nu pot găsi căi de ocolire a acelei zone. Așteptăm răspunsul de la căile ferate din Moldova în vederea identificării căilor alternative pentru omiterea sau neadmiterea blocării și creierii ambuteajelor excesive în legătură cu lucrările de reparație. În momentul când o să avem un pic mai mult conlucrare și cooperare cu CFM-ul, vom putea decide asupra alternativelor și asupra mecanismului și programului calendaristic de închidere a podului Mihai Viteazu. Solicitarea de a închide integral podul de pe strada Mihai Viteazu a venit din partea agentului economic. Motivul ar fi urgentarea finalizării lucrărilor la prima porțiune a podului, care urma a fi reabilitată conform promisiunilor autorităților până la sfârșitul lunii iunie, lucru care nu s-a întâmplat. Podul de pe strada Mihai Viteazu a intrat în reparație în martie anul trecut și, potrivit proiectului, ar urma să fie dat în exploatare în noiembrie 2024, adică peste 5 luni. Pentru lucrările de reabilitare au fost alocate 108 milioane de lei. 4 copii au ajuns la spital după ce s-ar fi intoxicat cu droguri la o terasă din capitală. Aceștia aveau stare de vomă și dureri de cap și au fost duși la Institutul Mamei și Copilului, fiind ulterior externați. Poliția a inițiat o anchetă. Potrivit reprezentanților Institutului Mamei și Copilului, cei 4 băieți cu vârstele între 12 și 15 ani s-au intoxicat cu droguri în după amiaza zilei de ieri, fiind solicitată o ambulanță. Prezentă semne ale unei intoxicații care se presupune că ar fi cauzată de substanțe etnobotanice. Au fost aduși cu semne ale unei intoxicații de obișnuite, dureri de cap, cefalee, grețuri. Au fost tot supraveghere o scurtă perioadă de timp, după care s-a constatat că starea lor este satisfăcătoare și nu necesită o internare. Astfel, copiii au fost externați. Medicii atenționează despre pericolul consumului de droguri și îndeamnă părinții să fie atenți la schimbarea de comportament a copiilor. Un număr tot mai mare de adolescenți consumă substanțe interzise, cu toate că acest lucru este ilegal și periculos. În acest sens, Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească îndeamnă părinții să fie mai vigilenți. Aflați mai multe despre activitățile și grupul de prieteni a copiilor dumneavoastră. Monitorizați schimbările de comportamentale și bateți alarma în cazul în care ați observat că copilul dumneavoastră se îndreaptă spre o cale greșită. Poliția a anunțat că părinții minorilor au fost identificați, iar cazul se documentează. Urmează o expertiză medicală care va arăta ce substanțe au consumat adolescenții, iar ancheta va stabili de unde le-au obținut. Două persoane s-au înecat în acest weekend în timpul scăldatului. Este vorba despre un adolescent de 17 ani și un bărbat de 43. Primul caz a avut loc în lacul de acumulare Costești Stânca, iar cel de-al doilea într-un lac din Orhei. Potrivit salvatorilor, tragediile s-au produs ieri, iar circumstanțele acestora urmează să fie stabilite. În acest sens, IGSU atenționează că scăldatul pe timp de noapte, dar și în locuri unde nu există stații de salvare, este strict interzis. Părinții sunt îndemnați să nu le permită copiilor să se afle singuri în apariurilor și bazinele acvatice. De la începutul anului, 29 de persoane, inclusiv 5 minori, și-au pierdut viața la scăldat. 3 bărbați sunt cercetați penal pentru contrabandă după ce au adus în Moldova 7 mașini de lux din Franța, Italia și Olanda. Potrivit procurorilor de la crime organizate, prețul automobilelor ar ajunge la peste 4 milioane de lei, iar unele dintre ele erau anunțate ca furate în Uniunea Europeană. Oamenii legii au efectuat 10 percheziții în Chișinău și la Hâncești, raioanele din care sunt originari bănuiții, care acum sunt cercetați în libertate. Potrivit procurorilor de la crime organizate, Range Roverul din imagine a fost ridicat în punctul de trecere Leușeni, iar celelalte 6 automobile, un Mercedes, un Range Rover Sport și o Toyota, toate fabricate după 2020, au fost ridicate după 3 luni de documentare a schemei. Procurorii
Lucrătorii spun că unele din mașinile aduse prin contrabandă erau anunțate ca furate în Uniunea Europeană, iar altele au fost aduse în Moldova cu numerele de înregistrare ale agregatelor falsificate. În urma perchezițiilor au fost ridicați 170.000 de lei care ar proveni din activitate infracțională. Totodată, în același dosar, în Franța sunt investigați alți doi moldoveni. Investigațiile continuă, iar mașinile au fost ridicate în scopul eventualei aplicări a sechestrului în vederea confiscării în folosul statului. Tinerii moldoveni au luat cu asalt litoralul românesc, însă nu sunt la odihnă, ci la muncă. Este vorba de studenții care învață în țara vecină și au ales să rămână să lucreze pe vară acolo. Mergem să luăm tacomerile și le putem duce la mese, ok? Da, sigur. Aici se câștigă mai mult, pentru că dar și muncă e mai mult, dacă comparăm, nu știu, cu Chișinău, cu alte orașe. Tinerii moldoveni lucrează în hoteluri sau restaurante, iar faptul că vorbesc limba română spun că este un avantaj. Revenim cu detalii despre experiența acestora în câteva minute la știri. S-a încheiat perioada de înscriere a copiilor în clasa 1 în școlile din capitală, pentru că cererea a depășit oferta. În 10 instituții de învățământ au fost deschise clase suplimentare. În același timp, în cazul altor școli unde locurile disponibile s-au epuizat, părinții au fost direcționați către instituțiile din imediat apropiere. Ca urmare a etapei 1 au fost înscriși 3.699 de copii, iar ca urmare a etapei a 2 au fost înscriși 4.986 de copii. Total în ambele etape au fost înscriși 8.685 de copii. La moment fiind disponibile 1.272 de locuri. Părinții însă mai au șansă de a-și înscrie copiii în clasa 1 în luna august. În perioada 20-30 august, comisiile instituționale, dar și cea municipală, vor examina situațiile de excepție a copiilor care pe parcursul celor două etape nu au reușit să se înscrie în clasa 1. Iar tot ce trebuie să facă părinții este să prezinte la instituția dorită actele necesare pentru înscriere. Unele instituții însă nu mai au locuri disponibile. Ba, mai mult, au fost nevoite să deschidă clase suplimentare, cererea fiind mai mare decât oferta. Au fost deschise suplimentar în 10 instituții câte o clasă de 1 suplimentară pentru a face față solicitărilor în anumite microsectoare. Iar în alte instituții din sectoarele Botanica, Centru sau Rășcani, părinții au fost direcționați către alte școli din apropiere unde mai erau locuri disponibile. În sectorul Botanica, din instituția școala primară Pas cu Pas, Elena Alistar și liceul Iorga, părinții au fost direcționați către instituțiile Rebreanu, Galata și Decebal. Din sectorul Buiucani, din instituțiile Onisifor Ghibu, Deleanu și Petru Rareș, copiii au fost direcționați către instituțiile Marinciuc, Doina și Unal de Teodorovici. Aceeași procedură a fost aplicată și la câteva școli din sectoarele Centru, Rușcan și Ciocana. Prima perioadă de înscriere a copiilor în clasa 1 s-a desfășurat în perioada 1 aprilie-24 mai, iar cea de-a doua s-a încheiat pe 17 iunie. În acest an au fost alocate circa 10.500 de locuri. Primăriile din Moldova pot depune proiecte la guvern pentru construcția sau amenajarea creșelor. Astăzi, ministrul infrastructurii, împreună cu cel al muncii și protecției sociale, au lansat a doua etapă a programului guvernamental, astfel că în următoarele 30 de zile, toți primarii care au localități cu până la 5.000 de oameni pot solicita sprijin de la stat. Valoarea maximă acoperită de guvern va fi de 1,5 milioane de lei, iar primăriile trebuie să contribuie cu maximum 15% din suma solicitată. Statul a alocat 20 de milioane de lei pentru acest program. Lansarea apelului 2 pentru construcția și sau amenajarea creșelor și dotarea acestora cu echipament, utilaje. Dragi primari, începând de astăzi, puteți deja depune dosarele. Principalele condiții și detalii sunt: valoarea maximă acoperită de către guvern este de 1,5 milioane de lei pentru un proiect. Suplimentar, primăriile pot contribui cu maxim 15% din suma solicitată. Perioada de depunere a solicitărilor din partea primăriilor este de 30 de zile, începând de astăzi și până la sfârșitul lunii. Andrei Spânu a subliniat că instituția care va implementa proiectul este Oficiul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, iar termenul maxim este finele acestui an. Pot aplica primăriile cu până la 5.000 de locuitori. Ministrul Muncii și Protecției Sociale a precizat că investiții în acest sens vor fi și de la alte ministere, dar și de la partenerii străini. În 2024, pe lângă programul anunțat de către ministrul Spânu,
Ministerul Educației și Cercetării va avea un efort paralel prin care vor face investiții pentru a deschide alte 15 grupe de creșe. La Ministerul Muncii și Protecției Sociale noi am reușit împreună cu partenerii să mobilizăm resurse pentru a deschide alte 10 grupe de creșe. Anul trecut, guvernul a început să construiască și să amenajeze creșe pentru copii, lansând un prim program în acest sens. Potrivit responsabililor, deja 20 de localități din țara noastră și-au amenajat spații pentru copii de până la 3 ani, capacitatea pentru creșe fiind de 1000 de copii. Din ce în ce mai mulți tineri din Republica Moldova care învață în România rămân acolo pe vară pentru a munci pe litoral. Anul acesta sunt în jur de 6.000, confruntați cu o nevoie mare de angajați, hotelierii și proprietarii restaurantelor de peste prut sunt bucuroși, deoarece pot comunica mai ușor cu studenții noștri decât cu cei străini, iar tinerii preferă să rămână pe vară în țara vecină, întrucât salariile sunt mai mari decât la noi. Mergem să luăm tacâmurile și le putem duce la mese, ok? Da, sigur. Loredana și Georgiana sunt surori gemene. Ambele sunt studente în Iași și tot împreună lucrează într-un complex din Mamaia. Au rămas în România pe timpul vacanței ca să își facă bani de buzunar. Pentru un post de ospătar, salariul ajunge până la 15.000 de lei, cu masă și cazare asigurată de angajator. Ca cineva care a mai lucrat în Republica Moldova, se câștigă mai bine. Primești mai mult bacșiș. Iar din banii câștigați, fetele își vor lua... Aș dori foarte mult să-mi cumpăr un nou telefon. Pentru universitate, rechizite, să mă mai duc să mă distrez, să mai mănânc ceva bun. Pentru că vorbesc limba română un pic diferit, mulți clienți sunt curioși să afle de unde sunt. Nu, mult mai aproape, este din Lungheni. Cătălina a avut emoții la început că nu va putea să comunice. Se simte accentul moldovenesc, dar... După m-am dat și eu cu lumea, am început a vorbi și eu. Se schimbă vorba automat. Vlad spune că lucrează mai mult aici ca acasă, dar se descurcă. Este ajutor de bucătar și, după calculele lui, cei 5.000 de roni, adică peste 19.000 de lei pe care îi câștigă lunar, ar trebui să-i ajungă să se întrețină în viitorul an universitar. Aici se câștigă mai mult, pentru că dar și muncă e mai mult, dacă comparăm, nu știu, cu Chișinău, cu alte orașe. Angajatorii preferă pe moldoveni în fața altor lucrători din afara Uniunii Europene, în primul rând pentru că se înțeleg ușor cu ei. Vrem aceeași limbă. Tocmai de asta o bună parte din antreprenori, o bună parte din patronii de restaurații și așa mai departe, ei caută. Ne înțelegem foarte bine cu ei, sunt foarte muncitori și dedicați. Potrivit reprezentanților asociațiilor din turism, aproximativ 6.000 de moldoveni muncesc în acest moment pe litoral, 800 dintre ei doar în Constanța și Mamaia. Cei mai mulți au până în 25 de ani. Ziua Portului Popular a fost marcat cu mare fast la Ștefan Vodă. Locuitorii din toate satele și-au dat întâlnire la Feștelița, unde a fost organizat în premieră un festival dedicat costumelor naționale. Fiu sănătoasă și mai departe, dar tradiția trebuie păstrată! Îmbrăcați în cele mai frumoase costume populare pe care le au încă de la bunei, sătenii au organizat o sărbătoare pe cinste cu tradiții ca pe vremuri. Revenim cu mai multe imagini în jurnal. Un cetățean român anunțat în căutare de Interpol, reținut în luna aprilie în Moldova, a fost extradat autorităților române. Potrivit polițiștilor de frontieră, bărbatul în vârstă de 40 de ani a fost extradat la punctul de trecere al frontierei Leușeni-Albița. Acesta este bănuit că a aplicat intenționat vătămări grave asupra unui grup de persoane pe teritoriul României. El a fost reținut în 1 aprilie pe aeroportul internațional Chișinău în baza alertei Interpol la solicitarea autorităților din România. Ulterior, judecătorii din țara noastră au luat decizia de extradare. Un fost judecător a fost recunoscut vinovat în dosarul Laundromat, fiind învinuit de pronunțarea cu bună știință a unei hotărâri contrare legii. Potrivit procurorilor anticorupție, examinarea dosarului a durat 7 ani, iar în tot acest timp, ex-judecătorul nu și-a recunoscut vina. Deși a fost declarat vinovat, acesta nu își va ispăși pedeapsa, iar asta pentru că termenul de prescripție a expirat.
Potrivit procurorilor, în 2010, fostul judecător a emis o hotărâre ilegală la cererea unei companii din Marea Britanie privind încasarea datoriei de 180 de milioane de dolari de la debitori, o persoană cu domiciliul în Republica Moldova și două companii din Federația Rusă. În al doilea episod, prin aceeași schemă, în martie 2013, magistratul a emis o altă hotărâre ilegală prin care a impus la cererea unei companii cu sediul în Marea Britanie încasarea datoriei în sumă de 610 milioane de dolari de la o persoană din Republica Moldova, o companie din Seychelles și patru companii din Federația Rusă. Judecătorul a emis și eliberat ordonanța judecătorească prin care a dispus încasarea datoriei în sumă de 180 de milioane de dolari și 610 milioane de dolari în beneficiul companiei străine cu sediul în Marea Britanie, în ciuda lipsei actelor juridice valabile care să ateste împuternicirile reprezentantului creditorului. Se mai arată în comunicat. De asemenea, judecătorul a ignorat faptul că și restul documentelor anexate la dosar nu erau autentificate corespunzător, precum și nici legalizate. Ordonanțele judecătorești au avut consecințe considerabile, fiind transmise unui executor judecătoresc care a încasat forțat suma din conturile bancare ale companiilor din Federația Rusă și Republica Seychelles, precum și de la cetățeni din țara noastră în folosul companiei din Marea Britanie. Examinarea dosarului a durat mai bine de 7 ani, iar judecătorul nu și-a recunoscut vina. Pe 28 iunie, judecătoria din sectorul Buicani a recunoscut vinovat ex-judecătorul de pronunțarea cu bună știință a unei hotărâri contrare legii în cadrul dosarului la Ondromat, însă fostul magistrat a fost eliberat de pedeapsă pentru că a expirat termenul de prescripție. Potrivit ziarului de gardă, este vorba despre fostul judecător Gheorghe Gorun. Deocamdată nu am reușit să discutăm cu acesta sau cu avocatul său. Potrivit expertului Watchdog Alexandru Bot, deși nu își va ispăși pedeapsa în închisoare, fostul judecător va fi nevoit să achite prejudiciile aduse. Prescripția niciodată nu a fost un impediment pentru ca statul să-și adjudice drepturile sale de a încasa careva prejudicii dacă ele au fost. Mai mult decât atât, dacă vorbim despre la Andromat, noi avem o serie de sentințe contradictorii, unde persoanele care de fapt sunt acuzate de același lucru sunt achitate, iar aici avem o condamnare doar că imposibil de executat. Deci trebuie să vedem în perspectivă cum va evolua justiția pe acest segment de dosare, fiindcă la moment soluțiile sunt chiar neuniforme. În dosarul la Andromat au fost învinuiți 15 judecători, 13 fiind scoși de sub urmărire penală. Unul dintre ei a murit, iar altul s-a stabilit în SUA, fiind dat în căutare internațională. Schema de spălare de bani prin sistemul bancar și judiciar din mai multe țări, inclusiv Republica Moldova, a fost deconspirată în 2014 de mai mulți jurnaliști de investigație. Valoarea acestor tranzacții a constituit peste 150 de miliarde de dolari, iar în Moldova au fost spălate peste 22 de miliarde. S-au îmbrăcat în straie populare, au pregătit cele mai gustoase bucate tradiționale și au mers la primul festival al portului popular organizat la Feștelița. Alaiul cu muzică și voie bună a adunat lume frumoasă din toate satele din Ștefan Botă. Îmbrăcați în costume populare și acompaniați și de instrumentiști, oamenii s-au unit în hore și au celebrat Ia ca la Sud. Îmbrăcați în cele mai frumoase costume populare pe care le au încă de la bunei, locuitorii raionului Ștefan Vodă și-au dat întâlnire la un alai de zile mari. Din moș strămoș și lăsată de la bunica mea și rămâne peste ani din generație în generație și credem că o să lăsăm o ladă de mult preț pe viitor, la urmașii. Frumusață, pentru noi frumusață. Deosebit suntem români. Din volintiri, Brezoaia, Talmaza, Căplani sau Crocmaz, sătenii au adus la festival cântece și dansuri din popor. Fiu sănătoasă și mai departe, dar tradiția trebuie păstrată. Cântece avem frumoase și pregătim și cântăm și ne bucurăm că am fost poftite. Ansamblul e frumos, noi suntem frumoase. Alaiul a ajuns până în parcul central din Feștelița. Acolo meșterii populari din sudul țării și-au prezentat maestria, organizând ateliere în aer liber. Se simt niște catrințe pentru copii. Asta este suveica cu care trecem firul. Înainte de a țese un brâu, aplicăm urzala. Asta joacă rolul de iță.
Un fir este tras prin iță, unul în afara acestuia. Iar gospodinele au întins mese cu bucate tradiționale. Am pregătit măleguța noastră tradițională, cu brânză, cu friptură. Și e ca cu jighiri avem, cârnați de casă. Toate acestea sunt făcute de la Ștefănești, gospodinele noastre. Festivalul a adunat zeci de vizitatori care și-au amintit de vremurile de odinioară. Mi-e place tare, eu de mic copil am dansat, am cântat. Când m-am avut muzica, alerg la fugă să mă aduc să privesc. Nu port și de acasă. Ca cum mă mănânc călcâiele, vă arăt de la dans. Portul național identifică naționalitatea noastră de milenii și odată ce va dispărea portul popular, bineînțeles că riscăm să ne pierdem identitatea națională. De asta sunt toate legate între ele și mărturirea portului popular prin generații este o datorie a tuturor românilor din întreaga lume. Festivalul Portului Popular de la Feștelița Ștefan Vodă se află la prima ediție și a fost organizat în parteneriat cu Institutul Cultural Român. Apocalipsa meteo a venit peste Europa, în timp ce Grecia și Turcia se confruntă cu incendii de vegetație. Furtuni violente au lovit în weekend Elveția, Franța și Italia. Ploile torențiale au fost urmate de inundații, iar 9 oameni au murit. Revenim cu mai multe imagini în jurnal. O persoană a fost ucisă, iar altă 9, între care și un bebeluș, au fost rănite într-un atac lansat de Rusia asupra unui oficiu poștal din Harkov. Kremlinul susține că a lovit un centru de logistică al armatei ucrainene și orașul Dnipro a fost din nou bombardat. 7 oameni au fost răniți și 10 de clădiri rezidențiale au fost avariate. Fragmente de rachete au căzut și peste un bloc de apartamente dintr-o suburbie a Kievului. Așa arată oficiul poștal din Harkov după ce rușii au lovit cu o bombă glisantă. Imaginile arată clădirea grav avariată, în timp ce pompierii sting flăcările care au cuprins aproape toate mașinile parcate în preajmă. Au fost raportați 9 răniți, printre ei un bebeluș de 8 luni, un angajat al oficiului poștal și a pierdut viața. Kremlinul a anunțat că la poștă forțele ucrainene aveau un depozit logistic, de aceea trupele sale au lovit cu bombe acolo. Un alt atac cu rachete balistice a avut loc asupra orașului ucrainean Dnipro. Mai aproape de capitala ucraineană, la fel au fost auzite mai multe explozii. Într-o suburbie a Kievului, fragmentele de rachetă au căzut peste un bloc de apartamente. Între timp, oficialii de la Moscova au anunțat că au fost distruse în timpul nopții 36 de drone ucrainene lansate asupra regiunilor din vest, la frontieră cu țara vecină. Pe front, Rusia a revendicat preluarea sub control a 2 noi sate în estul Ucrainei. Comandanții de la Kiev nu au făcut declarații în acest sens. Eșec drastic pentru Macron în primul tur al alegerilor parlamentare anticipate din Franța. Potrivit rezultatelor finale, francezii au decis să predea țara partidului de extremă dreapta, prietenos cu Moscova, dar nu și cu Uniunea Europeană ori NATO. Astfel, reuniunea națională a lui Marine Le Pen și-a adjudecat 33% dintre voturi, urmată de blocul de stânga Noul Front Popular cu 28%. Coaliția prezidențială este abia pe locul al treilea în condițiile unei prezențe la urne de aproape 70%. Partidul de extremă dreapta lui Marine Le Pen s-a impus detașat în primul tur al alegerilor parlamentare anticipate. De altfel, acesta și-a adjudecat 33% din voturi, dar pentru a forma un guvern stabil, are nevoie de o majoritate absolută de 289 de locuri în Parlament, pe care va încerca să și-o asigure în al doilea tur, pe 7 iulie. Mes chers compatriotes, la démocratie a parlé et les Français ont placé le Rassemblement national et ses alliés en tête. Et ont pratiquement effacé le bloc macroniste. Pe locul 2, cu 28%, s-a clasat Alianța de Stânga. Blocul centrist al lui Emmanuel Macron a ieșit pe locul 3, cu 20% din sufragii. Imediat după anunțarea exit poll-urilor, mii de francezi au ieșit în stradă la Paris. La fel ca înainte de acest scrutin, oamenii au vrut să-și arate mâhnirea față de avansul extremei dreapta.
Potrivit datelor, 39 de deputați sunt din partidul de dreapta, 32 de la cei din stânga, iar 2 deputați sunt din coaliția lui Macron. Numărul total de locuri în Parlament este de 577. Pentru a forma guvernul, Reuniunea Națională are nevoie de o majoritate absolută, de 289 de locuri în Parlament. Alianța Stângii și blocul centrist al lui Emmanuel Macron vor trebui să colaboreze dacă vor să blocheze un astfel de scenariu și au și semnalat această intenție, însă un astfel de pact nu va fi simplu, scriu Le Monde, Reuters și The Guardian. Je conduis autour du Rassemblement National et d'Éric Ciotti, donc c'est un moment de clarification. Et moi je propose à Jean-Luc Mélenchon un débat projet contre projet entre ceux qui ont vocation à être dans quelques jours premier ministre de cohabitation. Liderul stângii radicale, Franța Necuprinsă, Jacqueline Mélenchon, a promis că în toate circumscripțiile în care Reuniunea Națională se află pe primul loc și un candidat al stângii se află pe locul al treilea, candidatul stângii se va retrage. Dans un certain nombre de cas, des triangulaires sont possibles. Conformément à nos principes et à nos positions constantes dans toutes les élections précédentes. Nulle part nous ne permettrons au RN de l'emporter. Totuși, mai multe estimări care anticipează rezultatele finale au fost oferite de institutele de sondaje. Toate dau o majoritate relativă a Reuniunii Naționale, iar unele prevăd posibilitatea unei majorități absolute. În acest caz, extrema dreapta va putea forma guvernul și își va putea implementa politicile. Macron va rămâne președinte până în 2027. Acestea fiind spuse, el va trebui să coabiteze cu un nou guvern și cu un nou prim-ministru, care ar putea să fie ostil planurilor sale, ceea ce ar putea genera un blocaj politic și decizional. Liderii democrați au exclus posibilitatea înlocuirii președintelui Joe Biden în cursa pentru Casa Albă după prestația slabă din dezbaterea cu Donald Trump. Aceștia dau vina pe o pregătire necorespunzătoare, dar și pe epuizarea președintelui. Familia lui Biden, care s-a reunit ieri, l-a îndemnat pe liderul de la Casa Albă să rămână în cursă și să continue lupta. După zile de îngrijorare cu privire la prestația slabă a lui Joe Biden la dezbaterea cu Donald Trump, liderii democrații au respins ferm apelurile că partidul lor să aleagă un alt candidat prezidențial mai tânăr pentru scrutinul din noiembrie. After the debate performance last night, should he step aside? Do you think President Biden should drop out of this race, Senator? Oh, absolutely not. The question is, who has Donald Trump ever shown up for other than himself and people like himself? I'm with Joe Biden, and it's our assignment to make sure that he gets over the finish line come November. Varianta oficială a democraților pare să fie aceea că dezbaterea dezastruoasă de joi noapte a fost cauzată de o pregătire necorespunzătoare, dar și de epuizarea președintelui. Cu liderii democrați mobilizați în jurul său, va depinde de Biden să decidă dacă dorește să-și încheie candidatura pentru realegere. Aseară acesta s-a întâlnit cu membrii familiei sale la reședința prezidențială de la Camp David. În timpul întâlnirii la care au participat soția, copiii și nepoții președintelui, familia Biden i-a spus că încă le poate arăta americanilor că este capabil să-i conducă încă 4 ani, potrivit The New York Times. Ziarul mai susține că unii membri ai familiei sale și-au exprimat în privat nemulțumirea față de modul în care consilierii săi l-au pregătit pentru evenimentul de joi seara. The family members are likely playing a very key role in some of these discussions and likely telling him to keep fighting through all this latest controversy after that debate, according to Politico. Pe de altă parte, o serie de apeluri pentru ca Biden să se retragă din cursă continuă, iar un sondaj KBC post-dezbatere a arătat o creștere cu 10 puncte procentuale a numărului de democrați care cred că Biden nu ar trebui să candideze la președinție. Rata de aprobare a lui Biden a scăzut de când a preluat funcția, iar îngrijorările cu privire la vârsta sa și la gestionarea crizelor, atât în țară cât și în străinătate, sunt analizate acum mai mult ca niciodată. Un protest uriaș urmat de lupte de stradă a pus pe jar autoritățile de la Ierusalim. Evreii ultra-ortodoxi contestă un ordin al Curții Supreme prin care sunt obligați și ei să facă armata, la fel ca ceilalți cetățeni din Israel.
Imaginile arată 10.000 de israelieni care s-au adunat pentru a-și arăta nemulțumirea față de ordinul Instanței Supreme. Manifestația s-a mutat ulterior spre centrul Ierusalimului, unde protestatarii au aruncat cu pietre în forțele de ordine. Serviciul militar este obligatoriu în Israel, însă ultraortodoxii au fost exceptați până acum din motive religioase. An la rând au reușit să evite stagiul militar cu ajutorul partidelor religioase care îi reprezintă, formațiune esențială pentru stabilitatea guvernului Netanyahu. Retragerea sprijinului lor ar putea duce la prăbușirea actualului guvern și, cel mai probabil, la alegeri anticipate. Meciuri din ce în ce mai intense la Euro. Aseară, una dintre favorite, Anglia, a tremurat serios în fața Slovaciei și a fost salvată de un gol splendid. Detalii și imagini de la Euro, dar și alte competiții, imediat la sport. Cel puțin 9 persoane au murit din cauza furtunilor violente care au lovit în weekend mai multe țări din Europa. Ploile torențiale au fost urmate de inundații în Elveția, Franța, Italia și Polonia. Sute de case au fost distruse, iar mai multe mașini au fost cărate de viituri. Meteorologii avertizează un cod portocaliu de furtuni care va rămâne în vigoare pe întreg teritoriul Franței și ar putea aduce probleme noi. Inundațiile severe și alunecările au devastat părți din nordul Italiei în urma ploilor abundente. Râurile s-au revărsat, cauzând pagube importante zonei. Pompierii din regiunea Piemont au anunțat că sunt aproape de epuizare după cele peste 80 de operațiuni de salvare din weekend. Mulți localnici au rămas blocați în case ori în mașinile înconjurate de ape. O furtună extrem de puternică a curmat 3 vieți în nord-estul Franței. Oamenii se aflau într-o mașină când un copac smuls de vijelie s-a prăbușit peste autovehicul și în Elveția 4 oameni au murit, iar un altul este dat dispărut după o alunecare de teren provocată de ploile torențiale. Zeci de autovehicule au fost îngropate sub valul de noroi și pietre, însă cei mai mulți dintre oamenii aflați în vehicule au reușit să scape. În faimoasele stațiuni montane din Alpii Elvețieni, precipitațiile au scos râurile din matcă. Vremea a făcut ravagii și în Europa Centrală. Mai multe localități din nordul Poloniei au fost inundate. Potrivit meteorologilor, mai multe regiuni din țară sunt sub avertizare cod roșu de furtuni pentru următoarele zile. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează filmul Polițaiul din Belleville. Nu uitați, dacă aveți informații și imagini care pot deveni o știre, ne le puteți trimite pe site-ul protv.md, dar și pe Viber, WhatsApp sau Telegram la numărul 079 400 508. Să aveți o seară frumoasă!